Potrivit legii numărul 215 din 2001, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară de discuție a domnului primar numărul 215 din 4-6 din 2015. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți. Absentați din motiva domnul Grucan, domnul Oprea și domnul Oproiu Constantin. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați ordinele. Tot am fost informați pe ordinea de zi avem 5 proiecte și puncte diverse. Vreau să spun detalii? Fără nicio spune. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Vă consult asupra conținutului din acest verbal din 23-a 4. Observații? Păi nu l-am primit. Ședința? A, rău. Da. Deci, de la ședința anterioară. Când îmi dăm prea repede, nu e bine. Când îmi dăm mai multe de iară. Observații? Dacă nu suprem la vot, cine este pentru? Unanimitate. De fapt, domnul Ciubadaru Părău și domnul Gabriele trebuie să fie în spus. Având în vedere că primul punct de pe ordinea de zi vizează alegerea președintelui ședință pentru perioada iunie-august, vă rog să faceți propuneri pentru a fi supuse la urmă. Da, ar trebui să știm cine a fost până acum. Cine a fost lipsit. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?
Când se supune la vot cu epizuțiunea asta, Sunteți tineretul, trebuie de așa, nu stă... Cine v-a spus că sunteți mai tineri în vot care? Buletinul! Da, trecem la punctul ăsta. Fals tratat de dumneavoastră. Da, am uitat bine, stânga dreaptă și am mers mai departe, am întrebat. Deci trecem la punctul următor, punctul 6, diverse. Cine se scrie la urmă? Ai Da. Domnul primar, vreau să vă informez, cred că știe și dumneavoastră, la satul Florești, nu ajunge microbusul. Am avut denumărate persoane care au zis, băi, dă ceva să ajung la autobuz acolo. Are microbus. Microbusul care face hertiul voiește. Nu ajunge nici dimineața, nici la prăjit seara. Și sunt avetiși, sunt... Este... Da. Nu vreau să fac dialog, dar ca să înțelegi, nu este licență nici pentru zânce, nici pentru voiește. Da, dar eu vă spun ce mi-a zis domnul. Dumneavoastră analizat și faceți ce trebuie. Și totul la licență duce. La Florești. Și la voiește. La Florești nu ajunge. Și dacă se duce la Bălșiță și nu e, la Brânceni, se duce, nu e, n-ar putea, nu e, și tot să se duce și acolo. Adică trebuie discutat cu ei, Florești. Păi așa am făcut și cu Brânceni și cu Bălșiță, am discutat. O să încercăm să discutăm și pentru asta. La doilea punct ar fi un autogrid de peste apă. S-a rupt drumul de tot. Iar că știu, că faceți mare de acolo. Astăzi am fost. Și am vedat? Da. Ce rugăminte ar mai avea dumneavoastră? Să încercăm să asfaltăm de la stradă, inclusiv podul, că s-a rupt de tot. Nu mai e nici asfalt, nu mai e nimic. Ori scoatem și punem pământ de piatră pe drum, ori punem asfalt. Să încercăm să facem ceva. Iar la drumul care e de la școală, care ajunge la gare, tot așa, asfaltul s-a rupt, s-a crăpat, s-a deplasat, s-a, e problemă, e urgență. Acum, aproximativ 2 ani, 2 ani jumătate, aveam la cunoștință că în punctul Ronda, la calea ferată, ar trebui o barieră. La timpul ăla, eu am zis, eu am auzit, timpul a trecut, accidentul a revenit. Știți, ați auzit de accident. Dacă citeați presa, vă vedeați declarația mea din presă. Nu mă interesează declarația dumneavoastră, mă interesează ce am punctat eu acum 2 ani. Aproximativ 2 ani jumătate. Să luăm un calcul cu o barieră acolo. Eu v-am spus, dumneavoastră, ați făcut ce ați putut. Acum s-au însemnat cheltuieli materiale foarte mari, putea să fie și vieți omenești. Măcar de acum încolo să puteți face ceva în sensul ăsta. Mulțumesc! Ai votul domnul consilier său. Rapid, rapid. Stați un pic să dea domnul Luci la ultima chestie. Da, la unul, la unul pocitării. Să dea răspunsul la... Da, lăsați, după aia să uite, lăsați. Bine, hai, da. Să-i domnul Luci, ce vreau. Uiteam adresul de la către primăria pe Luci CFR, în care s-a discutat această problemă cu ei. Din ce dată aveți, domnul Luci? Și luna asta. Și luna asta. Și o vă spui din 2 ani jumătate. Domnul Mărcuță, un pic, aveți răbdare, spuneți ce am dispus. Așa. Deci, în care ni s-a spus în felul următor. Unitățile care și-au dat, funcționează peste partea asta, au luat inclusiv avizul de la SRCFR, Galați și de asta. Prin decizia lor s-a constatat că este extravilan, este destul de vizibilitate și respectă toate normele legale, de protecție și de casă. Deci asta e răspunsul care am primit de la ei. La ședința la care... Asta e răspunsul, mergem așa, până o să moară oameni fără moare. Asta e răspunsul, deci noi am mers în continuare cu ei, am făcut, am discutat problema asta și asta e răspunsul care mi l-au dat. Adică, cu alte cuvinte, primăria nu se poate implica. Dar nu se poate implica la așa ceva. E problema CFR-ului. CFR-ul a dat răspuns și n-a spus. Ce ține de drum național? Ce ține de CFR? Ce ține? Factor de decizie în momentul ăla. Nu-i problema.
E problema numai pentru sesizarea primăriei, dar rămâi la stat de sesizare. Nu ai tu, nu, nici nu te poți gândi la posibilitatea să faci investiții, să pui barieră acolo. Niciodată. Dar nu să facem noi barieră, să punem ei. Păi să, păi, și ce poți să faci decât să faci la trebuie? S-a dat, că nu, nu e că nu e necesar. Da, nu necesar, pentru că este vizibilitate. Da, aici mai fac. Aia e vizibilitatea în zero. Așa o spune. Așa o spune. Așa o spune. Așa o spune. Ia să nu ne pierdem ideea, domnul Mărcuț. Păi să defășeze. Veniți să vă arăt contractul semnat cu PNDL-ul pentru pod, iar noi nu putem să facem investiții să punem asfalt. Da. Iar la școală, da, este în asfaltare, în vara aceasta, pe afir. Foarte bine. Bine, bine. Deci e contract semnat, avizat, proiectat. Da, eu mă refer să urgentăm fermul să rezolvăm problema. Trebuie să-și urmezi cursul firesc, indiferent cât de tare ai urgenta, tot ăla e rezultat. Da, ales. Hai, domnul să. Da, sunteți prășunit cumva și nu știu. Vreau să vă rog să mergeți la cuvânt, nu purtăm dialog care când vrem, nu mai ajunge nicio așa. Dacă este, vreți să dați un răspuns, îmi place un semn, eu văd că dau cuvântul, da. Deci are cuvântul domnul Sârbu, după care urmează urmea. Da, eu vreau să aduc la cunoștință tuturor membrilor Consiliului Local că s-a rezolvat problema cu școala în legătură cu decontarea cheltuielilor legate de deplasarea cadrelor didactice spre locul de muncă și acasă. Dar aș avea rugămintea domnului primar ca funcționarul din primărie să nu mai fie atât de scrupulos și să respecte și persoana în cauză normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor. Și anume, vreau să vă reamintesc că școala este direct răspunzătoare de tot ce se întâmplă sub aspect financiar, pentru care personalitate juridică. Mai mult, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, din care fac și eu parte, și împreună cu domnul Munar, am aprobat întotdeauna deplasarea cadrelor didactice și decontarea cheltuielilor legate de această deplasare. N-am dorit să ne întoarcem la anii din urmă, când se făceau afirmații în cancelarie de genul cui nu-i place să plece din comună. Este grav. N-am făcut parte atunci, nu cunosc, dar actuala directoare și cadrele didactice care au fost martori la aceste evenimente ne-au împărtășit mie asemenea dialoguri între primărie și cadrele didactice. Am înțeles de la domnul primar, într-o discuție anterioară, că s-a rezolvat această problemă și s-a intrat pe făcașul normal. Atât am avut discuție. Urmează domnul consilier Rovina. Domnul Iscurs, se făcea, s-a solicitat una autogreve. Dacă aveți, vă ruga să aveți în vedere, nu e suficient autogreve, fără un pic de nisip, respectiv agregat mineral mărunt, ca piatra pe care autogredul o ia de pe acostament, acel sort care nu poate fi sudat de nicio culoare, fără nisipul respectiv. Ei, când s-a avut un pic de nisip, cu piatra aia care a fost un plus dată pe acostament, s-ar putea să se clientize un pic. În legătură cu sesizările la CPR și la poliția rutieră, domnul viceprimar, e bine, ne face dovadă că ați făcut această sesizare. Când ați făcut-o, nu știu dacă e important, este că e făcută. Am mai făcut cineva o propunere, am mai făcut o propunere cu poliția rutieră, întreruperea la intrările în unitate la Ocolo, Silvi. E posibil, dumneavoastră, dacă vedeți că nu răspunde odată, repetați solicitarea.
în schimb, cu sesizare la CFR, v-aș ruga să faceți o sesizare în legătură cu necesitatea planificării trecerii de nivel la calea ferată, pentru că cu toții trecem cu mașină pe acolo, Doamne ferește, dacă dintr-un accident se oprește motorul, nu mai e cum să o împingi mașina respectivă, că sunt gropi și nu-i facilă. Îi obligăm, dom'le, că e plan înclinat, că e bombamentat, dar să aibă o planificare această trecere, toate trecerile respective. Și reveniți cu adrese lunar. N-a venit lunar, dar mai reveniți cu lunar. Atât, te-aș să dacă vă mulțumesc. Vreți ca să mă răspund cu întrebările aici, cu domnul primar, domnul primar? La dumneavoastră salții. Ești la domnul Oțianu sau domnul Săbun, în cazul, nu? Da, la domnul Săbun, chiar am avut deci sesizări pentru grederi, la domnul Săbun, la domnul Oțianu, foarte tot. Pentru un autogreder 6, cum v-a sunat cineva, ziceam, doamne, să vorbim cu un specialist, așa, și să vedem. Eu am felicitat domnul primar. Ce trebuie ca să le facem de lumea. S-a mai întâmplat, am dus un metru cub de piatră, numai un metru cub atât am lăsat, undeva la vânceni, într-un loc, și am alertat jumătate de sat. De ce am pus piatra acolo? Și tocmai de aia, când am primit telefon pentru grederea, zic, băi, haideți să ne să consultăm, să o luăm încet și după aia să ne facem pe repede. Dacă îmi permite, domnul primar, piatra aia care a fost cărată atunci, a venit compactorul, n-a putut să facă treabă bună, pentru că nu s-a liantizat, nu s-a unit una cu alta. Piatra aia ea fuge după, e abortată imediat după platformă, dacă e numai piatra, sortul ăla. Deci trebuie obligatorul nisip. Când o să aducă nisip, o să aducem și grederul, până atunci nu aducem grederul. Adică să fie o treabă bună făcut. Iar la vis-a-vis de școală, domnul profesor Sârbu, nu știu dacă din punct de la mine n-au avut sprijin. Au avut sprijin maxim și cred că am contribuții foarte majore la această navetă de a s-a putut rezolva. Că altfel, chiar dacă e de la omul de anul din primărie, dar asta e viață. Altfel, tot așa rămâne. Păi, domnul colegi, să mai scrie cineva la cuvânt, mai are o problemă? Nu mai are nimeni probleme, oficial și nu te-a închis, să putem neoficial. Mulțumim, domnul colegi.